eu pur și simplu umană, pentru că, iată, pe mine s-a văzut, este un interlocutor deosebit și de aceea vă rog pe domniile voastre, cred că nu v-a lăsat indiferent această carte și aceste destăniri, să adresați întrebări domnului Oleg Serghean, excelenței sale, pentru că el cred că este capabil să răspundă la orice întrebări care vă interesează pe domniile voastre. Poate să vorbească nu numai de spus, că a spus tot despre pentru că dumneavoastră poate să răspundă nu numai despre valoarea cărții și despre situațiile pentru, despre zonele la care s-a referit, am putea vorbi și despre vacunologie și despre multe, multe alte zone ale Europei. Vă rog, adresați întrebări. Vasile Carnașuc, redactor șef superior la Ucraina Internațională. Și la Libertate Gnaușu. Și la Libertate. Am câteva întrebări care le ies din contextul lucrării pe care am scris și eu consider că este o voce în Europa Occidentală care apreciază foarte just pericolul care vine de la răsărit. Nu lumina vine de la răsărit, ci un pericol foarte mare pentru continentul european. Prima întrebare, cum credeți dumneavoastră pentru Ucraina, pentru Republica Moldova, două țări care tind spre marea familie europeană, ce este mai, care ruție e mai bună? Cea dezvoltată cu o viziune europeană sau cea cu ambiții imperialiste? Și al doilea moment, m-am mirat foarte mult faptul că în manualele de istorie, de istorie a statului rus pentru școlile din Rusia, la sfârșitul manualului se dă o cronologie. Și scrie acolo așa, primul punct, că cu 10.000 de ani în urmă, în orașul rusesc Troia, s-a dus primul război. Cronologic vorbind, războiul Ucrainei a fost în anul 1200 înainte de noastră. Cel puțin Schliemann, așa credea. Și noi avem ultimul oraș rusesc, asta e altceva. Mă rog, sunt exagerări, putem găsi cetățenii. Acum, cu internetul, s-a produs o poluare a, mă rog, spațiului informativ atât de mare, că poți fi și informat și dezinformat cu foarte multe ușurință. Nu doar în Rusia avem afirmații de astea ilare, putem vedea asta și în Occident, putem vedea asta și în spațiul de limba română, în ori, cu declarații tot, de ce nu, cu 10.000 de ani în urmă, ce erau, ce puteam fi. Bine, prefer să nu ne referim la aceste afirmații pseudoștiințifice, să vedem ce putem face acum, care sunt perspectivele de viitor. Rusia este o prezență de care nu putem face abstracție, de care nu putem, mă rog, să ne ascundem într-un turn de vilde și să spunem nu există, punem un zid chinezesc între noi și Rusia și ne dezvoltăm foarte liniștiți, ne căutăm de parcursul nostru european, la Chișinău, Kiev sau în alte capitale este europene. Bineînțeles că pentru noi, sau noi ne-am dorit o Rusie europenizată, o Rusie democratică. Stabilitatea noastră, dacă vreți, stabilitatea cursului nostru european este într-o Rusie stabilă și pro-europeană. Atâta timp cât Rusia, antagonismul Est-Vest nu va fi deloc folositor pentru țările est-europene. Dacă cineva la Kiev sau la Chișinău sau la Vilnius crede că acest antagonism poate fi folositor pentru țările noastre, greșește. Începutul ostilităților în estul Ucrainei, în sudul Ucrainei, în Crimea, a condus la blocarea unor proiecte economice foarte importante pentru Republica Moldova. Companii franceze care făcuseră deja studii de fezabilitate pentru anumite proiecte economice de investiții,
poliție Republica Moldova, companii mari, casino inclusiv, s-au oprit în momentul în care a început conflictul în Crimea, în Donbas. Au zis că zona este nesigură. Dacă zona este nesigură, multe companii franceze au făcut investiții în Ucraina, au fost în pierdere, Rusia de asemenea. Deci este o zonă pe care ei o califică instabilă, cu riscuri foarte mari pentru investiții. Ei, dacă investițiile occidentale nu vin în țări precum Ucraina sau Republica Moldova, care sunt economic foarte vulnerabile, și vedem asta acum, noi cu forțe proprii nu putem să ieșim din situația în care ne aflăm. V-am dat un singur exemplu, cum se restrânge negativ o instabilitate generată de această confruntare a Rusiei cu țara, aparent nu e implicată. De fapt, Republica Moldova e implicată în conflict, pentru că vedem foarte des în presa vestică, în presa americană, inclusiv analiști politici care semnalează că Republica Moldova poate fi următoarea victimă în cazul în care tensiunile se vor escalada. Și această probabilitate nu o putem înlătura. Există o prezență militară rusă în Republica Moldova, există un conflict înghețat în Republica Moldova, dezghețul poate fi foarte, foarte rapid. Și dacă se dezgheață acest conflict, sau chiar dacă are loc o tensionare a situației în Odessa, care la 35 de km de hotarul cu Transnistria, în lanț, e o reacție în lanț. Vă pomeneam la Dinamo despre începutul primului război mondial, când trecuți de câteva zile, de 10 zile, toată Europa a fost cuprinsă de flăcări. Ei, cu astfel de situație, o reacție domino se poate produce foarte ușor în Europa. Și mulți analiști politici și militari semnau faptul că pericolul extinderii conflictului dinspre Ucraina, spre centrul Europei, respectiv spre Europa din vecine, este foarte și foarte.